chestii de la Coupe Garage și mi s-a defectat a doua oară cutia de viteze DSG de la Volkswagenul meu Passat B6 din 2009. Deci uite, vezi, ai pusă pe manual, dar nu mi-apare nicio viteză aici. Și mi-a cărit foarte, foarte, foarte tare și a trecut din nou în drive, deci e foarte ciudat. Și acum mi-e groază să o închid și stau la stop, să intru la service. Este vorba de cutia DQ250 și, după cum se știe, ele sunt un pic mai păcătoase. Cam din 200.000 de kilometri se strică volantul și aceasta este o cutie cu ambreiaje umede. Este din generația veche cu 6 viteze, ulterior a apărut și generația mai nouă cu 7 viteze. Aceea este cu ambreiaje uscate. Ideea e în felul următor: am făcut mentenanța cum a trebuit, în sensul că dețin mașina de 6 ani și în acești 6 ani, la fiecare 60.000 de kilometri, am schimbat uleiul în cutia de viteze. Deci mașina mergea extraordinar. Dar cu vârsta, cu folosirea ei, cu naveta, cu mersul în oraș, dar preponderent la naveta am folosit mașina, e bine, aceasta a cedat. Am fost nevoit să achiziționez o altă cutie de viteze. O să vă citesc din devizul de service și o să vă las și poza de devizul de service. Manopera împreună cu consumabilele, respectiv ulei, completare de ulei în cutia de viteze, au fost 1300 de lei. Dar trebuie să menționez și faptul că în aceste 1300 de lei a fost adăugat și freul. Deci, dacă scădem, ajungem la o sumă ușor mai mică. Cutia în sine este una second hand. Prețul ei a fost de 4.000 de lei. Pe piață, cutiile pentru acest motor, care se potrivească acestui motor, o să vi le citesc imediat. În principiu, sunt serii limitate și trebuie să se potrivească la perfecție. Codul motor este CBAB și acum o să vă citesc în tocmai care sunt seriile care potrivesc și codurile sunt KQC, LQV, LTE și acum seria cred că este aceasta, 02E300052T. Toată distracția asta a durat aproximativ o săptămână, deci luatul cutiei de viteze, dusul înapoi la service, schimbatul cutiei, manoperă, materiale și așa mai departe. Și acum o să vă arăt. Și o să vă citesc în tocmai. Deci, verificat funcționare cutie de viteze, 140 de lei. Verificat sunet cutie de viteze, 28 de lei. Cutie de viteză înlocuită, 840 de lei și recirculare cu freon, 126 de lei. Prețul în total este de 1361 de lei. Povestesc și cum s-a comportat mașina. Mergeam pur și simplu cu mașina și sărea din viteze. Sau nu intra în viteze, mai corect spus. Respectiv, din treapta întâi în treapta a doua avea șocuri sau mergea în gol. Totodată la semafor nu pornea, adică eram în drive și motorul pur și simplu se stingea, ceea ce m-a pus într-o dificultate extraordinară pentru a ajunge la service. Cum am ajuns la service cu mașina? Doar în drive, doar în manual. Deci din drive am trecut-o în manual. Am schimbat vitezele manual, însă și acele aveau anumite probleme, în sensul că în momentul în care dădeam treapta inferioară,
smucea foarte tare mașina. Deci clar nu se mai putea circula corespunzător cu mașina. Din treapta a doua în treapta a treia totodată aceeași problemă. Deci patina, să zic așa, ambreiajul, mașina nu circula corespunzător. Doar în treptele superioare ce mai aveam noroc, în sensul că dintre a 5-a între a 6-a sau dintre a 4-a între a 5-a, atunci mergea corespunzător. Și o să vă las în continuare videoclipurile pe care le-am realizat, exact cum se comporta mașina, inclusiv pe display nu mai apărea modul de condus, adică dacă ești în drive, în sport, oricum, în sport, nici gând să funcționeze cutia. Deci, rău de tot. Acum, cu cutia asta nouă, mașina merge impecabil, vitezele sunt schimbate corespunzător în momentul în care lași accelerația, decelerează corespunzător, schimbă singură vitezele în treapta inferioară, în momentul în care apeși pedala de frână, totodată trece în treapta inferioară, deci e o mașină extraordinară acum. Sunt pe centura Clujului, acum am scos mașina de la mecanic, i-a fost schimbată cutia de viteze și cutia actuală are 188.000 de kilometri și are garanție 12 luni. Și acum o să facem o pauză, așa ca să vedeți cum schimbă de pe loc. Deci acum este în treapta a doua, este în drive și să vedeți cum funcționează în funcție de turații. Schimbă foarte bine cutia și totodată, ați văzut, până la 100 de km la oră, merge foarte bine mașina. O să testez cutia și în drive și în sport, dar și în manual. Respectiv, ca să o trec în manual, trebuie să dau de aici de manetuță. Vedeți că este în treapta 5-a, treapta a patra. Acum și în față e un pic un carambol. Treapta a cincea schimbă foarte bine. Patra, să o turăm și un pic între a treia. După cum puteți vedea, trage foarte bine mașina. O trec înapoi în drive. Ce am observat ieșind de la service și până acum, poate un pic în treapta întâi până în treapta a doua, are un anumit balans. Cutia veche de viteze avea același balans când a început simptomatologia și ulterior, mă rog, a cedat în timp. Deci nu am umblat agresiv cu mașina, am umblat în regim normal, mai ales navetă. Nu prea a fost folosit mașina în oraș, majoritar navetă. Și cu timpul a început să facă figuri. Figurile constau din șocuri puternice, deci nu puteam să pun o frână că te dădea cu capul de bord, ca să zic așa. Ulterior, la orice accelerație simțeai așa că are un cuplu extraordinar de puternic, după aia ceda, în sensul că iarăși te punea în cap. Era destul de ciudat, diferit, nu mai era aceeași mașină. Țin să menționez că am achiziționat mașina în 2018, am mai avut o anumită problemă cu cutia în urmă cu un an și atunci reparația a costat 7.000 de lei la cutie. Nu a fost schimbată cutia. Actualmente cutia nouă este o cutie tot second hand, totul cu manoperă a costat 5.000 de lei, pentru că a fost și completat cu freon și practic tot devizul de service a fost 5200 de lei, cu tot cu cutia de viteză second hand. Tură fiind, o să trecem mașina în sport să vedem cum se comportă. Deci suntem în treapta a patra, peste 2500 de ture. Pun un pic frână și o accelerez să vedem. I-am dat kickdown, merge până aproape de
5.000 de ture, cred că 4.900-4.800 aproximativ. Dar ca să vă faceți o idee, și tot în sport, punând frână, schimbă extraordinar de bine. Bine, nu o să folosesc eu în sport, că nu are niciun sens. O mai foloseam din când în când la depășiri, dar la cei 140 de căluți nu e nevoie, mai ales fiind o cutie DSG față de una de cu convertizor de cuplu, care funcționează cu totul diferit și este adaptată diferit. Deal, deci pe urcare și urcăm, suntem tot în drive și urcă fără absolut nici o problemă. Deci pot să apăs accelerația extraordinar de bine, nu se simte că ar fi avut vreo problemă. La cealaltă cutie tot așa făcea șocuri în momentul în care schimbam din treaptă inferioară în treaptă superioară pe urcare, respectiv la deal. Erau șocuri. În momentul în care să vă arăt și cum funcționează, din P o punem în R și schimbă extraordinar de bine. Chiar e foarte ok, funcționează în parametri. Nu știu exact dacă a meritat efortul financiar, având în vedere că mașina în prezent are prețul de aproximativ 3.500-4.000 de euro, având în vedere că este din 2010. Mașinile de genul ăsta sunt bine întreținute, există și pe la 5.500-6.000 chiar, am văzut, dar sunt foarte dotate. Respectiv prezintă scaune din piele, au unele dintre ele și masaj, au trapă panoramică și așa mai departe. Eu nu am toate dotările astea, nici nu am nevoie. Vreau doar ca mașina să fie extraordinar din punct de vedere tehnic, motorul să funcționeze corespunzător și cutia de viteze să funcționeze corespunzător. Pe partea estetică nu sunt mare fan să arate într-un mare fel sau să aibă făcut un detailing exterior, nu, nici de gând. Experiența cu prima schimbare a cutiei practic nu a fost o schimbare neapărată, dar toate componentele din cutie au fost schimbate, sau marea majoritate a componentele din cutie au fost schimbate. Nu aș ști exact să vă spun ce, dar și pe partea electrică, respectiv mecatronicul, dar și pe partea mecanică a fost schimbat. Cu totul, manopera cu materiale a fost în jur de 7.000 de lei. Deci puteți să vă imaginați, prima tură 7.000 de lei, a doua tură 5.000 de lei. Deci este un cost destul de mare de întreținut mașina. După cum știți și pe canal, mașina a avut probleme și cu EGR-ul. Cred că și acolo au fost niște cheltuieli destul de mari. Din ce îmi amintesc, așa aproximativ, cred că toată distracția a fost în jur de 4.000 de lei cu EGR-ul. În orice caz, e foarte interesant de urmărit. Mașina a mers preponderent în mediul extraurban, deci nu a funcționat în oraș. Aviz celor care spun că mașinile diesel se strică preponderent mergând în oraș. Este adevărat, dar regimul în care eu am folosit mașina a fost doar extraurban. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat până aici. O să fac și o prezentare a mașinii, o prezentare exterioară, de fapt niște cadre cinematice, ca să vedeți cum arată în prezent mașina. Și eu vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest videoclip.